Bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească în emisia primului post nistrean de televiziune. În ediția de astăzi vizionați. Principala știre a zilei. În Nistrenia astăzi a sosit reprezentantul special al prezidentului Rusiei, Dmitrii Cozac. Totalurile marii construcții și planuri pentru anul viitor în cadrul programului investiții capitale. În 2018 au reanimat 174 de obiecte sociale. Calitatea lucrărilor a fost discutată pe platoul guvernului. Astăzi absolvenții școlilor medii din Republica au susținut examenul unic de stat la matematică. Principala știre a zilei. În Nistrenia astăzi a sosit reprezentantul special al prezidentului Rusiei, Dmitrii Cozac. Pe oaspete l-au întâlnit direct la frontieră. Prezidentul Republicii Moldovenești Nistrenia, Vadim Krasnosielski, l-a salutat pe Dmitrii Cozac în complexul memorial militar istoric din Bender. Punctualitate diplomatică. La timpul fixat la punctul de trecere de la frontieră apare cortegiul vicepremierului Rusiei. În componența delegației ruse, la fel, intră viceministrul afacerilor externe, Grigorii Carasin, prim-viceministrul finanțelor, Leonid Gornin, și ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Vasnițov. Prima oprire, complexul memorial militar istoric din Bender. Aici pe oaspeți a întâlnit prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnosielski. Vadim Krasnosielski și Dmitrii Cozac au luat cunoștință de teritoriul complexului. Prezidentul nistrean a povestit despre istoria acestui loc istoric. Aici sunt înhumate mai bine de 5.000 de persoane. Întrebări care necesită examinare s-au adunat multe și toate ele au fost discutate în casa de recepții oficiale. Pe parcursul a 30 de ani, Rusia îi acordă Nistreniei susținere, căci aici locuiesc concetățenii noștri care au nevoie de ea. Pe parcursul întrevederii ne-am înțeles la un șir de întrebări economice, ale sferei sociale, metodice, organizaționale, de ajutor material, care îl poate acorda Federația Rusă pentru ca cetățenii Nistreniei să se simtă confortabil pe cât e posibil în actualele condiții. Federația Rusă este participant al procesului de negocieri de reglementare moldonistreană, datorită misiunii de pacificare în regiunea e liniște și pace. Interacțiunea Nistreniei și Federației Ruse este multilaterală și unul din aspectele ei este anume acel de pacificare, remarcat de către prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnosielski. Este o direcție foarte importantă pentru noi, menținerea prezenței militare ruse. Al doilea aspect, interacțiunea politico-diplomatică. Federația Rusă este un partener important, mediator și garant al relațiilor noastre cu Moldova. În afară de aceasta, între Nistrenia și Federația Rusă există colaborare economică, cultural-umanitară. Întreg acest bloc a intrat în agenda întrevederii de astăzi și a fost examinat. Potrivit prezidentului Republicii Moldovenești Nistrene, printre cele mai actuale pentru cetățenii Republicii noastre sunt întrebările obținerii cetățeniei ruse, aplicarea capitalului matern pe teritoriul Nistreniei și realizarea unui șir de proiecte sociale. Toate aceste aspecte au fost examinate și există premise pentru mișcare înainte. Totalurile marii construcții și planuri pentru anul viitor. În cadrul programului investiții capitale, în 2018, au reanimat 174 de obiecte sociale. În mare parte, școlile, grădinițele și spitalurile. Toate au fost date în exploatare la timp. Calitatea lucrărilor a fost discutată pe platoul guvernului. Numai în capitală, în anul trecut, au primit o nouă șansă la viață 29 de obiecte, printre care și școala medie numărul 11. Lucrările au fost îndeplinite la timp și calitativ, dar cu timpul pe pereți a apărut mucegai. Lacune la obiectele investițiilor capitale au fost depistate și în alte orașe și raioane, însă neconsiderabile. În toate cazurile, organizațiile de antreprenori au promis rezolvarea problemei. Хорошо, что совсем небольшое количество объектов. E bine că întrebări apar la un mic număr de obiecte. Totul este reparabil. Rog să reacționați rapid la toate întrebările. Între timp, Fondul Investițiilor Capitale continuă reconstrucția obiectelor sociale. În anul curent, prioritare rămân a fi spitalurile, policlinicile și instituțiile medicale rurale. Spre exemplu, doar în 2019 planifică a fi construite de la temelie 5 puncte felcero-obstetrice. Toate spitalurile reparate vor fi echipate cu tehnică medicală inovațională.
Мы предполагаем приобрести симуляционный класс. Dorim să procurăm o clasă de simulare pentru acordarea ajutorului medical de urgență. Planificăm procurarea a 13 automobile de urgență și, în 3, schimbarea echipamentului de reanimare. Actualmente are loc formarea listei pentru programul anului 2020. Unul din candidați este Gimnaziul Matematic-Umanitar. Principala problemă aici este construcția unui bloc nou, deoarece clădirea este planificată pentru 800 de elevi, studiază însă 1300. Proiectul final de modernizare a gimnaziului va fi prezentat în guvern în a doua jumătate a lunii august. Guvernul a trasat sarcina de a procura electromobile și batut pentru copii. Prezidentul a susținut ideea. Acum prețul la atracțiune este accesibil, 5 ruble. În toate parcurile, scuarurile, terenurile de joc pentru copii din Republică vor activa aceste distracții pentru micuți. Începutul de iunie a devenit o sărbătoare și pentru părinți, deoarece acum distracțiile în parcurile de cultură și odihnă nu sunt atât de costisitoare ca altă dată. Prețul este mai mic. 5 minute costă 20 de ruble. Cred că este un preț mare. E de dorit măcar să fie de două ori mai puțin, adică 10 ruble. Uitați-vă, toate automobilele staționează și nimeni nu se plimbă cu ele. Acum prețurile au fost micșorate nu de două, dar de 4 ori. La moment, plimbarea cu electromobilul costă 5 ruble. Anterior, pentru aceeași distracție, părinții achitau 20 de ruble. Atracțiunile accesibile au fost procurate la inițiativa guvernului, care a fost susținută de prezident. Sunt satisfăcuți părinții și copiii. Acum parcul poate fi vizitat mai des. Atracțiunile bugetare au apărut în toate orașele din Republică. La Tiraspol, ele activează în Parcul de Cultură și Odihnă Biruința, în Scuarul Aviatorilor și de Volan, la Râmnița, în Parcul Orșinesc și Cartierul Valcenco. Sunt aprobate prețurile la atracțiunile date, 5 ruble pentru circulația timp de 5 minute cu electromobilul. Același preț va fi la mobilul bicicletă pentru plimbarea timp de 10 minute și pentru batut. Atracțiunile vor funcționa toată vara. Astăzi, absolvenții școlilor medii din Republică au susținut examenul unic de stat la matematică. În școala numărul 9 din capitală, în punctul numărul 2 de examinare, s-au prezentat 261 de elevi din mai multe școli din Tiraspol. Examenul este format, ca de obicei, din două compartimente. Și dacă însărcinările primului punct sunt mai puțin complicate, apoi al doilea prevede răspunsuri detaliate. Examenul la matematică în anul curent a decurs 3 ore și 55 de minute. Cred că nu în zadar m-am pregătit destul de minuțios. Trebuie să susțin examenul unic de stat la matematică bine. Am depus multe străduințe. Sper că toate vor contribui la o notă bună. Testarea de astăzi a început cu o instructare detaliată. Cerințele sunt aceleași ca și în anii trecuți. Absolvenții își ocupă locurile sale în aulele de studii. Organizatorii efectuează instructajul necesar. Le explică elevilor cum trebuie corect să perfecteze formularul. La ora 10 începe lucrul elevilor, care continuă 3 ore și 55 de minute. Specialiștii Ministerului Educației spun că de obicei elevii se simt mai încrezuți la examenul la limba maternă. Drept urmare, și rezultatele la acest obiect sunt mai înalte. Astăzi, organizatorii încă o dată au acordat atenție respectării regulilor de examinare, deoarece a doua oară absolventul va putea susține examenul numai la anul viitor. Cei care au comis încălcări neesențiale, conform deciziei membrilor comisiilor, pot susține examenul în ziua de rezervă, 11 iunie la limba maternă, 14 iunie la matematică. Focul aduce căldură, dar totodată din neatenție poate provoca și nenorociri. În Dubăsari a avut loc un incendiu, urmările căruia sunt grave. La 25 mai, ora 1 de noapte, punctul de serviciu al unității de pompieri, a fost înregistrat incendiul de pe stradela Kirov, ardea casa. Când pompierii au venit la fața locului, în curte se aflau mama și doi copii ai familiei Peliutic. Mai târziu, feciorul Dan a povestit ce s-a întâmplat. El s-a trezit de la strigătul sorei, a ieșit afară pentru a începe a stinge focul, dar a înțeles că părinții sunt blocați în casă. A încercat să salveze măcar sora, care la fel a rămas înăuntru.
висрана, мочився повністю, схотів. Am turnat apă peste mine și am intrat în casă, dar era mult fum și n-am găsit-o. Când am ieșit afară, am văzut-o pe mama. Apoi am intrat încă o dată în casă, am găsit-o pe sora. Era fără de cunoștință. Când am ieșit cu ea la aer liber, i-am făcut respirație artificială. Ea a început a respira. În acea situație era multă panică. Am stricat geamul de alături, am vrut să vină mai mult aer, dar din contra, focul a început a fi și mai mare. Am încercat să ies afară, dar am căzut și mi-am pierdut cunoștința. Mi-am venit în fire doar afară. Alături era fratele și mama. Daniela imediat a fost spitalizată. I-a fost acordat ajutor medical necesar. Toți trei, mama și copiii, au rămas în viață, însă a decedat tatăl. Am încercat să-l scot pe soț, dar nu mi-au ajuns puteri. Am ieșit să chem pe cineva în ajutor. Când l-am scos afară, era deja târziu. Nu mai răsufla. Motivul izbucnirii incendiului este studiat de către Comisia Specială, dar la moment familia are nevoie de susținere. Ea a rămas fără de cele necesare pentru viață. Doritorii de a acorda ajutor pot transfera mijloacele financiare pe contul pe care îl vedeți la ecran, pe numele Nataliei Ivanovna Pilutic. În Nistrenia continuă să asimileze creșterea diverselor culturi, printre care și necaracteristice pentru regiunea noastră. În așa mod, în una din gospodăriile din Dubăsari este crescută cătina, fructele căreia sunt folosite la obținerea sucurilor, uleiului, ultimul fiind aplicat activ în medicină și cosmetologie. Patria creșterii și cultivării cătinei este Siberia și China. Pe câmpurile raionului Dubăsari, câțiva ani în urmă, au fost plantate primele 20 de hectare. La moment, ea ocupă o suprafață de 40 de hectare. Fructele ei sunt folosite pentru obținerea sucurilor, uleiului. Ultimul este aplicat activ în medicină și cosmetologie. Iar pentru a obține o roadă înaltă, cătina urmează a fi la timp curățită și bine irigată. Ablipiha este o cultură care trebuie paliv. Cătina este o cultură ce necesită o irigare activă. Pentru aceasta este instalat utilajul cu picătura, luând în considerație faptul că această cultură nu este întrebată pe piața de desfacere a Republicii. În majoritatea cazurilor ea este exportată după hotare. În afară de aceasta, cultivarea ei este destul de costisitoare. Sunt scumpi puieții. Recoltarea cătinii până ce are loc doar manual. În planul gospodăriei e de a procura o combină. În așa mod va fi ușurată munca lucrătorilor. La moment are loc montarea utilajului pentru prelucrarea fructelor. La întreprindere, ele sunt împachetate în saci speciali și păstrați la o temperatură de până la minus 5 grade, apoi se exportează. Cătina se recoltează în lunile octombrie-noiembrie, adică până la înghețuri. Curent, spun specialiștii, se așteaptă o roadă destul de înaltă. Iar în plan este continuarea cultivării plantelor exotice, care nu sunt caracteristice pentru Nistrenia. Om realizat în profesie. În școala de arte din Bender a fost omagiată Galina Antonovna Lukin, lucrător excelent al culturii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, lucrător emerit al culturii din Republica Moldovenească Nistreană, deținător al diverselor gratificații de stat, inclusiv al medaliei 60 de ani ai biruinței în Marele Război pentru apărarea patriei. Stagiul pedagogic al Galinei Antonovna Lukin este de 56 de ani. Întreaga viață domniei e dedicată dezvoltării culturii muzicii în Bender. A fost la baza creierii școlilor muzicale în oraș, a activat în postură de învățător de muzică clasa instrumente populare, șef adjunct și director în școala muzicală numărul 1. Dumnea ei a muncit la uzină, cu lozinca, totul pentru front, totul pentru biruință în timpul războiului, la vârsta de doar 14 ani. După război a participat la dezvoltarea culturii în Bender. Este unul din fondatorii școlilor noastre muzicale. Galina Antonovna este un pedagog excelent, un conducător experimentat, dascăl înțelept. Galina Antonovna are mulți elevi talentați, interpreți iscusiți, conducători de orchestre. Mulți ocupă posturi responsabile în lumea muzicii, în diverse țări ale lumii. Sunteți un exemplu cum trebuie de lucrat în viață. E cazul fericit când munca a coincis cu îndeletnicirea preferată. Chiar și ziua nașterii e aproape de sărbătoarea profesională a lucrătorilor din domeniul culturii. Sunt fericit a vă înmâna această înaltă gratificare. Я считаю себя счастливым человеком.
Sunt un om fericit, fiindcă în viața mea întotdeauna a răsunat muzica. Muzica și educația muzicală a copiilor noștri întotdeauna mi-a oferit puteri. Mi-a oltuit dragostea față de profesie. Altceva nici nu-mi închipui. Aceasta este tot ce-i mai frumos pe lume. Copiii, muzica, ei să poată studia cea mai frumoasă artă. În aceasta este și sensul vieții mele. La vârsta nobilă de 90 de ani, Galina Antonovna Lukin consideră că muzica o stimulează, îi dă sănătate și optimism. Atât pentru ediția de astăzi. Să aveți parte doar de știri plăcute, iar noi vă dorim o zi bună în continuare și vă spunem la revedere!